Alarma a fost dată la 112 chiar de primarul localității, chemat de sătenii speriați de fumul gros. A ajuns imediat la fața locului și a luat măsuri. Am văzut fumul de din centru, au venit serviciul voluntar de situații de urgență al comunei Măgurele și până au ajuns pompierii, am ajutat proprietarii să țină focul sub... Ardea tare? Da, ardea foarte tare. La fața locului au ajuns în cel mai scurt timp 4 autospeciale cu apă și spumă de la ISU Prahova. Pentru că vâlvătaia era de necontenit, efectivul a fost suplimentat cu alte 2. La sosirea echipajelor de pompieri la locul intervenției, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschise și violent, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, cuprinzând 3 locuințe cu posibilități foarte mari de extindere la cea de-a 4-a locuință. În total, 28 de pompieri au lucrat din greu pentru a împiedica flăcările să se extindă la cea de-a 4-a casă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. În momentul în care flăcările au cuprins locuința în casă, se aflau proprietarii, 2 bătrâni care au văzut cu ochii lor cum agoniseala de o viață se distruge în câteva clipe. Am auzit lumea și am venit și eu să văd. E nenorocire mare ce e. Asta e. A fost pericol să se extindă și la celelalte case. Da. Păi se vedea fumărie mare, Ce ați văzut? S-a văzut de la Ploiești. Fum! Nu mai fum era, că flacărea nu. Norocul mașinile astea că a venit, dar astea nu lua și ieși. Și plus de asta, dacă era vânt, lua și ailalți. E greu, na. Au fost și în străinătate, au muncit o grămadă de ani. E greu. Din primele cercetări, se pare că flăcările ar fi pornit de la un cablu electric defect care nu a fost izolat corect. Acum proprietarii, dar și cele 2 fiice, au rămas fără un acoperiș deasupra capului chiar odată cu răcirea vremii.